ce se întâmplă la casa lui Moș Gheorghe în ajunul mare sărbători naționale. Ziua bună, Moș Gheorghe! Dar ce ești așa de aștia de dimineață? Dar ce ai cu steagurile astea la part? Moș Gheorghe, ori un congres internațional în casă. Nu mai vecinul și-a transformat casa în hotel. Ia nu mai râde de voi din nou cu părul alb. Ce? Nu știți că mâine e ziua mea? Da, știm. Nu ne inviți dumneata în fiecare zi din 1 decembrie, zicând că ai mai întineric un an? Dar până am noi pus steagurile astea la parte și chiar într-o ordine anumită care a competițiile sportive. Ei, dar ce nu știți voi este că mâine va fi aniversare cu totul deosebită și nu vin toți copiii cu toate soțiile și cu nepoții lor. Eșa, pe bine îi pune în singur steagul românesc și gata. De tot ce le-ați pune steagul românesc din 1 decembrie, că nu-i numai ziua dumitale, e și-a țări. Da, mai vecinilor, dar toți copiii mei s-au dus de trei în altă țări. Am 7 copii. Fiecare căsătorit din altă țară. Mâine vine 7 țări, fiecare cu tovarșul sau tovarșul sau de viață. Am vrea să vadă din uliță că zbărim primit și ei și al lor. Și le spui și lor povestea nașterii tale? Dar crezi că ar fi uitat-o? Tu oricum o povestești mereu de ziua ta. Ajunge să te întrebi vreunul dintre invitați câți ani împlinești că te-și-a pus să repezi povestea nașterii tale. Că vine de vecină. Mă, Gheorghe, chiar îți vrea să văd ce ani împlinești mâine. Păi ce, nu știți voi? Eu sunt născut odată cu țara. Cum odată cu țara? În cucerirea romanii Dacia, îi fi nepoata lui Traian, împăratul Romii, Moș Gheorghe. Mai povestește-ne odată întâmplarea, Moș Gheorghe. Eu, deși o știu aproape pe de rost, tot vreau să mai aud odată povestea din gura dumitale. Odată cu România. Păi, cuța mea, Dumnezeu s-o ierte. Mi-am povestit totul cum a fost. Și e cea mai dragă amintire pe care o am de la ea. Povestea asta, cum a născut ea pe mine la Alba Iulia. Frumoasă poveste, Moș Gheorghe. Dar nu se prea potrivește cu steagurile astea străine și nici cu soarta copiilor tăi. De ce ai lăsat să pleci din România asta, chiar așa de mult îndrăgești tu? Dar crezi că m-au întrebat? Uite, așa s-a întâmplat. Și eu mă mângâiam odată cu soața mea, dar a chemat-o Dumnezeu și de atunci nu mai am nicio mângâiere. Și eu sunt singur și părăsit de toți. Lasă, Moș Gheorghe, că ești cu noi. Noi nu plecăm nicăieri, Moș Gheorghe. Dar ce văd, uite acolo în vale, o mașină din alea mari străine. Ba nu, 2, 3, 4 și niște taxiuri. Ce-o fi căutând pe pobunișurile noastre? Urcă greu, se mai opresc, pornesc din nou, ei o fi. Bine ați venit, copiii mei! Ce bucurie îmi faceți că vă văd după atât de mare de vreme. Vecinilor, veniți să vă bucurați și voi alături de mine. Priviți aici, acesta e francezul, cu soția lui Marie și cu fetița Beatrice. În cinstea lui și a soției lui, am pus steagul Franței pe primul loc. Bine te-am găsit, tată! Arăți mai bine decât tu pozele pe care le-ai trimis. Bună ziua, vecinilor! Bună ziua! Acesta e spaniolul. Acesta e spaniolul pe care l-am botezat Paul. Iar ea este Carmen, nora mea de la Madrid, pe care nu a văzut-o decât numai în poze. Ați văzut steagul Spaniei? Nu-i așa? Optim în casă, dragii mei! Să nu mă pun să te duce, și Carmen se bucură. Acesta e austriacul, adică Vasile al meu cu soția lui Charlotte. Poftim în casă, dragii mei! Și acum, prima mea, nu. Acesta vine de la capătul celălalt al lumii, unde de 1 decembrie e vară, nu ca la noi iarnă. El e australian cu soția lui Helen. Poftim în casă, dragii mei! Și acum, prima mea fată, americanca, pe nume Mihaela, cu soțul ei William. Poftim în casă, dragii mei! A doua mea fată, englezoaica, de zice Marioara, cu soțul ei Tommy. Poftim în casă, dragii mei! Și acum, Mezina, care credeam că va sta cu mama ei și cu mine până închidem ochii. Ea e argentineancă pe nume Floarea cu soțul ei Domingo. Poftim în casă, dragii mei! Mai repriu, de-a-dei. O, la mulți ani, Moș Gheorghe, uite că ți-au venit toți feciorii la ziua ta.
Măi, vecine, nici nu mi-am închipuit că ai o familie așa de numeroasă. Măi, vecine, nu știu când a trecut anii aceștia. Dar bine, mai băieți, dar voi, pe nevestele astea voastre, surorile mele, unde ați învățat nici măcar trei cuvinte românești? Nu pot și ele să zică curat, la mulți ani. Păi voi chiar ați uitat că sunteți români. Dar la mine în țară, măcar de ziua mea, care mai și cade de ziua țării. Nu se poate vorbi măcar un pic românește? Păi să vezi, dragă tată, noi ne-am gândit că o să-ți placă să auzi cum vorbește fiecare țară, cum vorbește fiecare țara sa. Doar vezi și în filme că în fiecare țară se vorbește altfel. O clipă, bunicule, eu, în Anglia, am mai multe colegi românce și colegi și în pauză vorbim română, iar în oră vorbim limba engleză. La mulți ani, tată! Îți doresc numai bine și sper că te vei obișnui cu limba germană ca să poți să vii cu noi în Austria și să vezi că o să-ți placă mai mult în Austria decât aici, în Polina. La mulți ani, mulțumesc! Uite cum am învățat și eu câteva cuvinte cu limba română. Tata, nu interpreta greșit. De fapt, am vrea să te obișnuiești cu cuvintele străine ca să poți să alegi. Tăticule, eu trebuie să spun totul. Adevăratul meu trucadou vine abia azi. Chiar acum, înainte să sufli în lumânările de pe turci. Uite, noi ne-am înțeles să te rugăm să alegi unde vrei să locuiești. Cum fac, tati? Acesta e cadoul vostru. Chiar nu s-a gândit niciunul dintre copiii mei că acest plan al vostru nu e decât o jignire și un motiv de tristețe pentru mine. Cum să plec eu din țara mea, din Bucovina mea dragă? Doamnelor, gentlemen, moți găuge, noi înțelegem că s-a respins propunerea noastră, că dau răsulte de natre, nu supărare, nu problema, noi nu supărăm deloc, avem al doilea cadou, cadou de rezervă, cu surpriză. Da, tată, acesta e al doilea cadou al nostru, cadoul de rezervă. Dacă tu nu vrei să pleci străinătate, ne mântăm toți aici. Ba chiar aici în sat, eu chiar aici în sat fac o fabrică de brânzeturi și de lactate. Am dat pe planurile. Mari, soția mea, e specialistă în zootehnie. Mă ajută. E o fabrică de îngrașaminte pentru solurile de deal și de munte. Helești cum le facem o fermă modernă ca în Australia. Tomie e banchier, așa că noi facem o bancă și o societate de asigurări. Și noi facem o fabrică de textile pentru prelucrarea lumii. Domingo și cu mine vrem să facem un spital modern. Chiar aici, în sat, dacă ne înțelegem cu domnul primar și cu cetățenii. Așa veniți de acasă, dragii mei. Îmi împline și mie viața. Îmi văd visul cu ochii și sunteți toți alături de mine. De ziua la toată lumea, pentru cine nu o cunoaște, eu sunt domnul primar. La mulți ani, Moș Gheorghe, dar ce-i cu dumneata? De ziua dumneitale, tot satul s-a bucurat și am cântat cu toți imnul României. Acum, când ți-au venit copiii, te-a podidit plânsând? Bună ziua, doctorii pe fratului. La mulți ani, Moș Gheorghe, dar de ce plângi? Că eu știu că ești cel mai sănătos dintre sate. De ce plânge sărbătoritul, domnule primar? Ori ai adus vreo veste proastă? Nu știu, să întrebăm pe copiii lui. Dumnezeu cu voi, cinstită dumneavoastră. La mulți ani, Moș Gheorghe, văd că plângem cu mine. Iată, Moș Gheorghe, cum te iubește toți oameni. Că s-au strâns aici la tine mai mulți decât prima Sfântă Comunie. Bravo, la mulți ani. Așa ștergeți la mine și primești țările noastre de bucurie, după cum se cuvine. Așa veniți de acasă, dragii mei. Îmi împliniți și mie. Nu. Vă mulțumesc că la aniversarea mea e fiecare dată să anunțat imnul țării. Că ziua mea și ziua țării cazi de fiecare dată de 1 decembrie. Să cântăm imnul țării. Deșteaptă de române din somn.
Vasile Alexandri. Dulce Bucovină, veselă grădină, cu pomii roditori și mândri feciori, cum de păsărele, albe, sprintenele, care în ochii lor au foc răpitor. Tu ce ești o floare căzută din soare, cu trei alte flori ale tale surori, ele către tine privesc cu suspine și tu le zâmbești cu, cu zâmbiri cerești. Dulce Bucovină, vântul ce înclină, cu aripa lui iarba câmpului, naște prin șoptire de un trecut frumos, mare, glorios. Fie în veci voioasă, plecătești de frumoasă, fie traiul tău după gândul meu. Ah, cine te vede, chiar în rai se crede, cine e trecător, te plânge cu dor. Cântă cu cuba tărbina, te răsună Bucovina. Cântă cu cuba tărbina, te răsună Bucovina. Cântă.
cum a început drama Bucovinei. Și de ce ne bucurăm noi acum așa de mult? Pentru că în secolul XVIII ne găsim în fața unui fapt istoric destul de interesant. Turcii încep să descrească. Încep să nu mai poată să țină sub stăpânire țările pe care le-au cucerit din secolul XIV, nu? Începând cu secolul XIV, ei au pus mâna, au pus ghearele pe din ce în ce mai multe state, foarte multe din Europa. Și în secolul XVIII încep să rapiduri, în ghilimele de astfel, să nu mai poată stăpâni teritoriile pe care le aveau cucerite. Celelalte mari puteri au simțit că omul bolnav al Europei, așa cum se numea el atunci, ăștia îi numeau de turci, numeau Turcia, Imperiul Otoman, omul bolnav al Europei. Și căpăta, avea mari probleme, și economice, și de natură politică. Și în aceste împrejurări, marile puteri, și mai ales Austria și rușii, și Rusia, au zis, băi, preluăm noi teritoriile pe care ăștia nu le mai pot stăpâni. Adică s-au gândit să pună ei mâna pe teritoriile pe care vedeau ei că turcii nu le pot ține sub supravegherea lor. Așa că au început niște războaie, dragilor. Au început niște războaie austro-ruso-turci. Și noi, săraci de noi, fiind ocupați sub suzeranitatea otomană, majoritatea războaielor s-au ținut, aproape toate s-au ținut pe teritoriile țărilor române. Avem în țara românească și în Moldova. Și gândiți-vă, era ușor de purtat un război pe un teritoriu care nu ți aparține ție ca stat participant în război, nu? Cea mai mare durere o aveau, și cel mai mult desperit, aveau oamenii pe teritoriul cărora s-a purtat război. Așa că noi am avut peste 100 de ani copii în care a trebuit să fim teatru de război, așa se zice în istorie, teatru de război pentru aceste puteri care încercau să se răfuiască unele cu celelalte. Tot așa s-a întâmplat că am pierdut și Bucovina. Cum? Rușii au declanșat cu vreo 7 ani înainte de a ocupa austriecii Bucovina. Rușii au declanșat un război cu turcii. Bineînțeles că au ocupat imediat țările români. Și după asta ce s-a întâmplat? Au început să aibă victorii după victorii împotriva turcilor. Austriecii, altă putere, când au văzut că rușii pun mâna din ce în ce mai multe teritorii, nu le-a convenit. Și zic, bă, băieți, ce să facem ca să-i oprim pe ăștia? Că ăștia pun mâna pe teritorii și vrem și noi. Și atunci s-au aliat cu turcii, au dat mâna cu turcii, deși înainte se războise și cu turcii. Și acum au dat mâna și băieți, hai că vă ajutăm noi, vă protejăm noi. Și au organizat o pace. Rușii, când au văzut că austriecii au dat mâna cu turcii, nu? S-au lăsat un tip pe cuvaș și au zis, hai, încheiem pace. Și pacea asta s-a încheiat la Cruciul Cainarci, într-o locație de prin Dobrogea. Și după ce s-a încheiat pacea, austriecii s-au dus la turci și au zis, băie, v-am ajutat la momentul păcii și v-am salvat de rușii? A, da. E, ce recompensă primim? Hai să vedem, hai să discutăm, hai să... Și atunci s-au înțeles, ei au cerut de la turci să le dea, ce să zic, Bucovina. Astfel că în 1775, nu? În 1775, despre sfârșitul secolului XVIII, la a doua jumătate, au preluat teritoriul Bucovinei foarte întins, foarte întins ca suprafață. Au protestat, nu? Au fost oameni care au protestat. Dar au făcut o artă falsă, au plătit cu bani pe ăștia care încercaseră să pună problema mai serios, că i-au cumpărat cu bani ceasuri de aur, nu știu, da? Și așa că austriecii au pus mâna pe Bucovina noastră, au intrat în stăpânirea ei, iar domnitorul Moldovei de atunci, care încerca să se protesteze, domnitor Pan, ce domnitor aveam? În 1775, ce domnitori aveam în țările române? Fanarioți, bineînțeles. Până la Tudor Vladimirescu au fost domnitori Fanarioți, da?
și Grigore Ghica, un domnitor fanariot, dar vedeți că foarte nemulțumit de această, de acest furt, de această răpire, a protestat, a încercat să protesteze. Austriecii, când au văzut că domnitorul Moldovei protestează, au cerut turcilor să intervină, să liniștească. Și turcii s-au conformat, au trimis o delegație și reprezentant de-a lor, cu o mână de oameni, o mână de soldați, au intrat în Iași, l-au ucis pe domnitorul Moldovei. Și l-au redus la secerță. Bucovina a rămas sub austrieci până la momentul de astăzi, nu? De acum 100 de ani, dar ziua de astăzi a rămas în memoria noastră, pentru că în 1918, după primul război mondial, românii din Bucovina au cerut, astăzi, au cerut alipirea Bucovinei la Sarama, la România, necondiționat și pe vecii, cum au zis ei, în vechile hotare. Asta este momentul de mare bucurie pe care exercăm astăzi. Pentru că românii din Bucovina, noi asta trebuie să înțelegem, că ei s-au bucurat, românii din Bucovina, știți de ce? Pentru că austriecii știau că au ocupat centrul, nucleul Moldovei. Aici au fost primele capitale ale statului Moldovei, nu? Sever, Suceava, Baia, toate aici au fost. Aici era, cum să vă zic, focarul în care s-a dezvoltat țara Moldovei de mai târziu și era un simbol pentru Moldova, toată zona. Atunci austriecii știau că aici erau mormintele domnitorilor Moldovei, primele familii domnitoare din Moldova aici își au mormintele, nu? La Rădăuț, la Biserica Sfântul Nicolae, de Bogdana, de acum. Și atunci ei știau că zona pe care au ocupat-o este un simbol și au încercat să o amestece, să o desfințeze ca populație românească acolo. Și ce au făcut? Au deznaționalizat. De aceea românii din Bucovina, ei imediat după ce au fost ocupați de austrieci, s-au văzut puși în fața unui fenomen. Au început să fie aduși emigranți din alte părți, mai ales din Ucraina, și în așa fel încât austrieci urmăreau ca populația din Bucovina să fie din ce în ce mai puțin românească. Bineînțeles că era majoritatea românească, dar gândiți-vă, numai să luăm vreo 50 de ani la mijloc, cât de insistenți și cât de șmecheri au fost austriecii ăștia, au încurajat așa de mult deznaționalizarea asta. Cum? Au interzis școlile în limba română. Cum au mai făcut? Hai să ne gândim. Nu le-au dat drepturi politice bucovinenilor. Noi știm că au mers până acolo încât au modificat numele românilor în așa fel încât să pară nume ucrainiene, de altă naționalitate decât românești. Deci românii știau și simțeau lucrurile astea și le trăiau pe pielea lor. Și încet, încet, populația care era majoritar românească n-a mai fost. Au adus ucrainieni, au adus ruși, au adus slovaci, au adus evrei, am zis? Evrei. Și gândiți-vă, noi avem niște recensăminte făcute în 1848, în 1850, erau dublu încă, deci din 1775 până în 1848, vedeți, încă era populația românească dublă față de cea ucraineană și în 50 de ani și au intensificat măsurile prin care încercau să facă să dispară populația românească. De la 1900, deci la începutul secolului 20, populația ucraineană în unele cazuri și depășea populația română. Și atunci să știți că s-au format niște asociații culturale, intelectuale români din Bucovina, au încercat să se apere, să-și apere identitatea de român. S-au făcut niște asociații culturale. Și aici trebuie să-i amintim pe cei din familia Hurmuzatului, care au încercat foarte mult să păstreze românitatea românilor de acolo din Bucovina, de la Nuțe. De aceea avem și liceu, faceți legătura cu Hurmuzatului, a fost o familie
de boieri români care au sprijinit foarte mult interesele românilor în Bucovina și au încercat să-i apere pe românii de aici, prigoniți de austrieci. Așa că după război au simțit momentul, bucovinenii au simțit momentul și un congres național organizat în mare gradu, pentru că ucrainenii vreau și ei să intervină, urmau să invadeze teritoriul Bucovinii ca să-și îl ia pentru ei, s-au organizat în grabă și au făcut actul ăsta prin care ei cereau să fie să fie alipiți patrimoniu, pentru că ei erau români. Asta trebuie să ținem minte despre momentul acesta. Știți că Bucovina, eu am adus o parte aici alb-negru, dar arăt și voi așa cum trebuie să vede. Bucovina răpită de austrieci este cea pe care am însemnat eu cu roșu. Toată partea aceea, știți că acum noi avem marea supărare că iar am pierdut o parte din Bucovina, nu? Înainte de cel de-al doilea război mondial. Și vedeți acum harta asta pe care o am aici, arată cât a mai rămas din Bucovina la noi și cât este la ucrainieni. Da, vedeți? Alături de Basara, știți că am pierdut și Basara. Dar acum noi sărbăm unirea Bucovinei întregi, toată partea asta s-a unit din nou cu România, chiar dacă pentru scurtă perioadă de vreme, în 1940, știți că rușii, Stalin și cu Molotov, au dat un ultimatum în România și au cerut toate Basarabia, din nou, și nordul Bucovinei, cel care este dincolo de granița asta. Actuale țări a noastră. Atâta vreau să vă zic, ca să țineți. Vreau să vă spun și eu câteva lucruri pe care mi le-a trimis domnul profesor Șoarea Nicolae. Îl știți sau nu știți? Da. Este fiul satului de aici, de Neaslovăți, care actualmente locuiește la Iași. Profesor universitar. Totdeauna ne trimite multe materiale referitoare la zilele importante. Iar acum vreau să vă citesc câteva lucruri pe care le-am sintetizat din multele documente pe care dumneavoastră le-a trimis. Se referă la satul nostru Iaslovăț. Deci vă rog să fiți un pic atenți. Poate o să le spuneți și părinților. Poate, sau poate bunicii voștri chiar știu. Sau poate au prins asemenea cuvinte. Spune dumneavoastră că Unirea Bucovinei cu România, consfințită la 28 noiembrie 1900, 18, s-a făcut cu jertfe și mari pierderi, dar cu o voință mare de a nu fi asupriți de o putere străină, indiferent cât de civilizatoare, așa în ghilimele, era acea putere. Acțiunea aplică a strămoșilor noștri reiese din felul cum au mers ei la Cernăuți, cu cămițe de noaptea, pe drumuri lăturalnice, având pal și topoare ascunse sub fân, pentru apărare, pentru a nu fi opriți de bandele organizate care bântuiau atunci și care nu voiau o Bucovină românească. Ei au plecat în stol, așa în ghilimele, și cu alții din sate, în noaptea de după Sâmetru, în frunte cu vornicul satului și epitropii bisericii, ca să voteze pe glasurile în adunarea constituată de la 27 octombrie 2018, ieșirea de sub stăpânirea străină, adunare care a pregătit Marea Unire. În Iaslovăț, au fost mari jertfe umane și materiale. Astea, școala veche, școala cealaltă, numai noastră, care era construită doar de 10 ani, în 1905, era o bijuterie pentru acele vremuri, deci era tot o școală, o clădire înaltă, a fost rasă de fața pământului cu artileria. A fost abia apoi refăcută în 1936. În sat au ars peste 20 de gospodării. Oamenii au fost sărăciți de ambele armate invadatoare, de animale, de nutrețuri, hrană și alte lucruri gospodărești. Jertfele umane au fost aproape duble față de cel de-al doilea război mondial. Și dacă vă uitați pe placa asta comemorativă, pe Monumentul Eroilor, să vedeți acolo cam câți eroi din satul Iaslovăț au căzut la datorie. Da? Chiar și rememorarea acestor nume de flăcări și vașnici gospodari ai satului, căzuți pe cine știe ce câmpuri de bătaie, este o lecție de istorie care ne face să ne scoatem pioși căciula când trecem pe lângă acest monument al amintirilor. Deci, vremuri vitrege neamului românesc au dus ca Bucovina să fie ruptă în două
și doar cucu mai cânta românește, cu multă jale, peste păduri, în ambele părți. Spre marea lor cinste, românii neînfricați de la Cernăuți, în 28 noiembrie, în fiecare an, proslăvesc ziua cea mare a victoriei Covinii asupra scriitorilor. Câteva cuvinte am scos, sau câteva idei din materialul prezentat de domnul profesor Șore. Eu vreau să apreciez activitatea pe care ați prezentat-o aici, în fața noastră. Să mulțumesc doamnelor profesoare care s-au ocupat de voi, domnului profesor de istorie, să mulțumesc elevilor de clasa 5-a care au fost tari. Care nu i-am ajutat. Ați fost grozav. Sunteți și voi niște mici actori în devenire. Și să-i aplaudăm și pe cei mari. Foarte frumos și și-au pus și patroanele astea în culorile steagului românesc. Dar mai iau să văd dacă într-adevăr știți ce semnifică fiecare culoare. Și să steagă cu roșu. Sângele noilor căzuți, da? Pentru apărarea țării. Galben. Spicele de grâu, da? Bogățiile țării. Și albastru. Cer. Infinit. Infinitul cerului, da? Vă rog, dacă când o să mergeți acasă, să le spuneți și părinților voștri, bunicilor, fraților, colegilor, despre activitatea pe care am făcut-o astăzi. Din lipsă de spațiu am selectat doar câțiva copii. Îmi pare foarte rău că n-au putut fi prezenți și ceilalți, dar sperăm că la activitatea de mâine, care va avea loc la Căminul Cultural, în parteneriat cu Primăria Comunei Slobăți, vor participa și părinții voștri, da? Și dacă aveți frați cu lor care vor să vină, îi invităm cu mare drag. Felicitări încă o dată și vreau să vă aplaudați reciproc. Acum, la plecare, o să lăsați frumușel și papioanele și...